Salutare tuturor și bine v-am regăsit, numele meu este Daniel și astăzi o să vă prezint o bormașină de la Total. O bormașină cu percuție este modelul tg 1111 36 Imediat vedem și bormașina, dar înainte haideți să vă arăt rapid care este pachetul de livrare, adică ce veți primi atunci când veți cumpăra această bormașină. Totul o să vă vină în această cutie de carton de la Total, pe care deja veți găsi câteva informații despre capacitățile acestei bormașini. Înăuntru găsim, bineînțeles, bormașina pe care imediat o să o vedem. Tot în această cutie găsim, bineînțeles, și acest mâner lateral pentru bormașină. Observați că este îmbrăcat în materiale care oferă o foarte bună aderență la mână, indiferent că folosiți bormașina cu mâna simplă sau cu mănușă. Aceste materiale moi o să vă, o să vă dea un control foarte, foarte bun asupra acestei bormașini. Înăuntru găsim și un limitator pentru adâncime, pentru că această bormașină este cu percuție, deci puteți să o folosiți și la găurirea în zidărie. Ca atare, acest limitator ar putea să vă fie foarte, foarte util pentru aceste operațiuni și bineînțeles un manual tehnic pe care eu vă sfătuiesc ca de fiecare dată să vă aruncați un ochi peste el pentru că acolo găsiți câteva informații în primul rând despre caracteristicile mașinii dar și pentru întreținerea și corecta ei folosire. În această pungă o să vedeți că găsiți și două pericolectoare, deci aveți un set de pericolectoare pentru schimb. Această mașină are un motor cu pericolectoare, ca atare va necesita la un moment dat să le schimba și puteți să face, puteți să faceți această operațiune voi singur pentru că aveți deja perile colectoare și nu mai este nevoie să trimiteți mașina într-un servis autorizat. Bun, haideți să vedem cum se montează acest mâner lateral. Este foarte, foarte simplu. Se desface prin înșurubare și se strânge, bineînțeles, tot prin înșurubare. Se montează în acest spațiu dedicat, acesta de aici, pentru mâner. O să introduc mânerul și, bineînțeles, că o să strâng acest mâner până când se fi fixează foarte, foarte bine și uh, o să am un control foarte bun asupra acestei uh, bormașini. Bun, am fixat foarte bine acest uh, mâner. Tot aici înăuntru puteți introduce, bineînțeles, și limitatorul de adâncime, dar va trebui să-l slăbiți din nou un pic mânerul, pentru că aici are un opritor. Slăbiți din nou acest mâner, introduceți acest limitator și vi-l setați la adâncimea la care aveți nevoie să găuriți în beton. Această bormașină are o mandrină mecanică, metalică, adică va trebui să strângeți mandrina cu această cheie pe care o veți găsi exact aici la uh, ieșirea cablului din bormașină se strânge foarte, foarte ușor accesorul înăuntru sau bineînțeles se slăbește în funcție de uh, ce aveți nevoie cu ajutorul acestei uh, chei, deci este o mandrină cu strângere mecanică care are o deschidere între 1,5 și 13 mm. Observați că parte din carcasa acestei mașini, adică exact uh, carcasa care îmbracă aici cutia de viteză este metalică, această mașină va avea o durată de viață mult mai mare, va rezista mult mai bine la șocuri și, bineînțeles, că o să se încălzească mult mai greu, sau mai bine spus, o să se răcească mult mai repede datorită acestei carcase metalice. Aici în partea de sus avem selectorul pentru a comuta între funcția de găurire simplă și funcția de găurire cu percuție, deci observați cât de ușor se face acest lucru. Are un variator aici în întrerupător, este un variator integrat în întrerupător, acesta se poate selecta foarte, foarte ușor de aici și puteți să reglați vitezele care pleacă, bineînțeles, de la 0 rotații pe minut și ajung până la 2800 de rotații pe minut. Întrerupătorul, bineînțeles, este unul foarte confortabil de acționat, mare, îl puteți acționa cu mare ușurință, iar aici deasupra aveți și selectorul pentru a schimba sensul de rotație. Da? Să se rotească spre dreapta sau spre stânga. Iar pe cealaltă parte veți găsi un buton pentru blocarea mânerului dacă aveți de lucru o perioadă mai lungă, ca să nu stați cu mâna acționată foarte mult timp pe întrerupător, puteți să vă folosiți de acest buton. Ați acționat întrerupătorul și apăsați pe urmă acest buton, vedeți că întrerupătorul rămâne blocat. Mânerul este unul foarte confortabil, observați că toată partea din spate este îmbrăcată într-un material care o să vă ofere o aderență foarte, foarte bună la mână atunci când veți folosi această mașină și bineînțeles că o să vă dea un control sigur asupra aparatului o să vă mai dau puterea motorului care este una de 1010W, deci este o mașină puternică, puteți să o folosiți la lucrări destul de grele și vreau acum să mergem să facem și câteva teste în sarcină, să vedem cum se comportă această burmașină de la total